De ceva vreme, telefonul tău s-a transformat în portofel, noțiunea de bani cash pare să dispară ușor, ușor din viețile noastre, dar sigur ai pățit și tu să ai nevoie de un taxi și să nu-l poți lua pentru că nu puteai să plătești cu cardul. Ei bine, iată că totul se va schimba momentan doar la Cluj, acolo unde autoritățile vor ca până pe 31 martie toate mașinile de taxi să aibă la bord și un POS și va fi obligatoriu. Cum s-a luat această decizie, ne spune Raisa Humeniuc. Raisa, ce vor păți șoferii care nu vor avea POS? Decizia a fost reglementată la nivel local ca să-ți ușureze ție viața, astfel că din primăvară niciun pasager de taxi, fie el localnic sau turist, nu își va mai face griji dacă nu are la el bani cash. Din cele 2500 de taxiuri din Cluj, în acest moment doar 250 îți oferă posibilitatea să plătești cursa cu cardul. Cât despre ce vor păți șoferii care nu vor avea POS-uri, ei bine, dacă până la sfârșitul lunii martie aceștia nu își vor dota mașinile cu astfel de aparate, atunci riscă să piardă viza anuală și să nu mai aibă dreptul să circule.